expuse aici. Ba, dacă mă gândesc mai bine, acest pictural este adesea revendicat și de prezența în texte a simbolului numit ochi. Deci am constatat că apelează adesea la vizual în versurile ei. Am întâlnit de asemenea multă sensibilitate, trăiri de un dramatism exemplar, scenarii lirice în care este asumat destinul tragic și vă voi da un exemplu, poezia Blestem, dar și versuri declarative salvate de o anume știință a construcției și vă voi aminti de asemenea o poezie urăsc. Vorbeam despre destinul tragic și o să vă citesc această poezie care se cheamă Blestem. Să vedeți cum începe această poezie și cum se termine ea. Mi-am scuturat umerii de îngeri și am pornit pe căi întunecate, am uitat de mine cine sunt, i-am uitat pe toți și le-am uitat pe toate, pierdută printre gânduri și suflete bolnave, rătăcesc în noapte singuri oameni cu fețe grave. Mă uit la poza dintr-un buletin și mă întreb cine e această fată, parcă mi-amintesc că ea avea ochi mai strălucitori ultima dată și plâng, unde sunt îngerii mei, în brațe să îi strâng și știu că am greșit și nu voi fi alături la sfârșit. Deci vorbeam despre această asumare a destinului tragic. În cealaltă, care se cheamă Urăsc, e o poezie foarte frumoasă, poate cu excepția unui vers, dar poezie cu minte care impresionează, zice autoarea. Urăsc aerul pe care îl respiri, urăsc apa ce-ți atinge trupul, urăsc hainele ce-l învelesc, urăsc prea crunt, căci crunt ne trece timpul, urăsc zilele în care nu sunt cu tine, urăsc cerul spre care ochii ți-l înalți, urăsc și soarele ce-ți luminează chipul, urăsc pământul peste care calci, urăsc și pasărea pe care o asculți, urăsc și vântul ce-ți zboară în plete, urăsc și somnul ce te fură iarăși, urăsc de dor, de foame și de sete, urăsc și existența mea umilă, urăsc când nu-s așa cum îți dorești, urăsc ca mea este întreaga vină, urăsc că încă tu mă mai iubești, urăsc atunci când eu sunt prea puțină, urăsc că nu-s nici apă, aer sau pământ, urăsc pentru că știu că într-o mâine, într-un mâine vei pune o floare albă pe mormânt. Deci, sesizați că în vreme ce poeții de astăzi se dedau la tot felul de elucubrații lingvistice, când scriu, au trăit din cele mai deșuchiate, această tânără, și mă bucur sincer că eu stau în Ciclova Română și ea este din Ciclova Montană, iată, mă bucur și de asta, această tânără, cum spuneam, ucenicește la versul clasic, dar mai presus de asta știe să construiască o poezie, ceea ce n-am văzut la tinerii de astăzi. Există o știință a construcției unei poezii. Adică, indiferent că tu ai, să zic așa, momente de har și de inspirație, după aceea o revezi
și o construiesc după toate regulile care și-au construit poezia marii noștri poeți de pretutindeni. În sfârșit, ca să nu mă lungesc foarte mult, am văzut într-un text cum poeta invocă simbolul labirintului care s-ar fi pretat, în opinia mea, la o adâncire, pentru că, după cum iarăși știți, el are conotații mitologice foarte interesante. Există, deci, în aceste texte o bucurie de viață și de aspirație spre adâncimile abisale ale ființei, în care dragostea se află în prim plan, dar aceste adâncimi sunt dinamitate adesea de gândul trecerii în neființă. Sigur, există aici și câteva stângăcii inerente experienței sale și aș da aici vreo două, trei exemple, o poezie care se cheamă Dragă frate, în lipsa ta, aș fi spus eu în absența ta, fulgii de zăpadă, pe care aș fi dorit-o mult mai elaborată. Și aici, de ce? Pentru că frumusețea devine ispititoare atunci când este pe jumătate ascunsă, sau cel puțin pe jumătate ascunsă. În sfârșit, am văzut și o poezie frumos făcută, dar cu un final mai puțin fericit, se cheamă Lasa, o să o vedeți, în care poeta, după ce descrie și enumără toate frumusețile pe care le trăiește un om sau un copil la sat, Hodoron Tronc, la sfârșit, ne spune într-un stil aproape băseștian, că zice la sat, nu-i la oraș. Băsescu a zis că Iana nu-i cavara, dar expresia sigur nu aparține. Expresia mea aparține lui Băsescu, aparține unui francez, ca să lămurim și pe asta. Aș fi vrut un alt sfârșit. Dar și încă un vers pe care trebuie să spun, un vers foarte comun, zice, văd în adâncimea ochilor tăi mari. Știți că toată vreme, când mă uit la tine, văd în ochii tăi mari, unul vede, nu știu ce, nu știu cum. Deci, ca să îi găsim și... Dar frumoase prin blândețe și cantabilitate mi s-au părut și numai tu, un poem mai amplu intitulat Devenire, pe care eu l-aș fi numit Căderea în viață. Un poem foarte frumos, din punctul meu de vedere, unde povestea are ritm și culoare, mi-aduce aminte de acea pasăre din lirica populară a lui Lucian Blaga, cercată să se facă om. Și am să vă și citesc această poezie. Deci, Devenire. M-am născut de mult și stau singură în abisul morții. Aripi de argint mi-au crescut și din întuneric am răsărit, dar mă simt pustie, pielea mea e albă, rece, dar soarele mă încălzește, sărutul său fierbinte mi-a ars buzele palde, simțind durerea, am rostit primul meu cuvânt, iar ochii mei, ce n-au văzut decât imensul deșert întunecat, au privit spre cer și au devenit albaștri. Frumoasă imagine, după cum puteți vedea.
Am auzit izvorul, i-am urmat cursul și ajungând la mare, am aflat ce-i lacrima de dor și am plâns. A răsărit și a crescut un copac și umbra lui, l-am văzut, m-am apropiat și am sărutat trunchiul. Frunzele lui au început să tremure, murmurând un cântec de dragoste și am iubit, am perceput pulsul vieții, pura ei esență, am simțit fiorul existenței și bucuria de a trăi și aripile mi-au căzut, am devenit om. În opinia mea este un poem pe care, sub care aș îndrăzni să-mi pun semnătura. În finalul acestor cuvinte ale mele, aș pune aici o problemă. Am aflat de la Ionel Bota că domnișoara are foarte multe îndeletniciri care pe undeva se regăsesc în artistic. Printre cele mai importante fiind, iată, poezia și pictura. Aș sfătui-o, sau ea sugera, să vadă spre care are cea mai sinceră chemare, pentru că atât poezia cât și pictura, odată cu trecerea vârstei, sunt niște profesii, aș putea să zic, până la urmă, acaparatoare și ele, pe măsură ce le practici, cer sacrificii foarte mari. Pentru că a scrie literatură, dacă scrii literatură trebuie să citești, iar dacă faci pictură trebuie să te dedici în mare parte șevaletului. Aici ar fi marea mea dilemă pe care, fără discuție, că timpul o va rezolva. O felicit încă o dată și mă bucur că aici, la Teatru Vechi, eu am prezentat o autoare în care, de data aceasta, chiar cred. Este un lucru care mi s-a întâmplat mai rar, dar mă bucur în același timp că, auzind că ea a început să scrie sub aripa a doi foarte buni poeți, și aici aș numi-o pe Cornelia Edițoiu și pe Doru Ilan. Deci îi doresc foarte mult succes în continuare. Tu ți-ai descris artistic evoluția în poezia devenire pe care tocmai am ascultat-o și eu nu pot decât să fac niște completări, precizări de genul, da, poate aripile de argint ți-au căzut, ai devenit un om matur. Dar ca artiști au crescut aripi de aur cu care mai ai multe lucruri de descoperit, câtă vreme bucuria de a trăi te însoțește. Mi-a plăcut poezia pentru că mi-a amintit de Nikita, pentru că ai punctat frumos etapele călătoriei inițiatice. Rostirea, din durerea primului cuvânt, albăstrirea ochilor, plângerea de dor, iubirea copacului și conștientizarea existenței. De altfel, ca și la Nikita Stănescu, o constantă a poeziilor tale reprezintă zborul, plutirea, starea de imponderabilitate dată de bucuria de a trăi, de a urca și prezența unor motive, cum ar fi al îngerilor sau al elementelor vitale. Deși, privindu-te acum, remarc devenirea fizică, nu pot să mă întreb cine e această fată, pentru că îmi amintesc că aveai aceiași ochi strălucitori și aceeași diaree verbală, niciodată constipație mentală, ceea ce vedem noi astăzi fiind doar dovezi menite să infirme diagnosticul din poezia cu același titlu. Revenind la poezia Blestem, pe care a remarcat-o și domnul Irimiu,
Cred că îngerii de pe umeri de care te-ai scuturat erau o povară. Ei nu te-au părăsit, doar ți-au împrumutat aripile. O să trec acum la poezia Urăsc. Fiindcă mie mi-a plăcut versul Urăsc atunci când eu sunt prea puțină. Urăsc că nu-s nici aer, apă, pământ. Urăsc că nu-s așa cum îți dorești. Cunosc sentimentul acesta, dar nu te poți urâ pentru că existi. Fiindcă, într-un fel, pentru familia ta, pentru iubit, pentru noi toți, în fond, ești al cincilea element și poate că totul. Sau, așa cum spui într-o altă poezie, paradisul este format din eu și tu sau tu și el. Mi-au mai plăcut poeziile pentru mama, unde am descoperit o superbă declarație de dragoste în versurile Stelele pe cer, seara mor, lumina sfântă, ție să-ți închine. Și dragă frate și înger pentru mine, pe care le consider niște dedicații celor dragi sufletului tău. Nu pot să spun că e vreo poezie care nu mi-a plăcut. Dimpotrivă, m-a uimit talentul tău și forța de sugestie a imaginilor artistice. Printre versuri am găsit tema sufletului care strigă, care vrea să fie auzit, să se exprime, care cere un pix, o formă concretă de manifestare, ceva material. Un suflet mare, însetat de zbor, de iubire, a cărui dorință este să cuprindă trecutul, prezentul și viitorul, să străbată necunoscutul, un suflet altruist, generos, într-unul din versurile din dorință este să-i veghezi pe cei ce se iubesc, preocupat de buritatea lui, să merg spre rai cu inima împăcată. În 2002, în aprilie, probabil înainte de sărbătorile pascale, ai scris poezia Păcat. O superbă poezie în care căderea repetată ce lasă semne pe genunchi se mărturisește prin direa de sânge. Mi-a plăcut foarte mult poezia Păcat. Urcușul și coborârea, ascensiunea în planul cunoașterii și în cel spiritual apar și în poezia Tăcere. Avem clipa de tăcere, de liniște, de pace și de concentrare necesară lansării, înălțarea până la lună sau atingerea idealului a paradisului și apoi aplecarea, sărutarea pământului înainte de moarte sau de sfârșitul unei etape a cunoașterii. Tăcerea are și în poeziile Oanei un statut aparte. E mai degrabă de natură blagiană, dictată de luciditatea cu efecte de anulare interpusă între lumea interioară și lumea cu grai. În poezia Numai tu mi-a plăcut ambiguitatea tu iubitul sau tu tatăl ceresc. Iar în poezia Negru fierbinte, scrisă în iulie, simbolistica bacoviană prelucrată. Pasărea neagră, pietrele cenușii, treptele argintii, plopii, veștedul mormânt, ciori, pene, oase. Și în poezia Așteptare cred că există o simbolistică bacoviană, parcul solitar, banca, elemente ale spațiului citadin, dincolo de care e sufletul îngândurat care așteaptă. O imagine a sufletului apare și în poezia Arșiță. Pârjolit de focul iubirii, chircit de nerăbdare, sufletul trece prin Arșița, ghidat de îngerul cu chipul slut. Imagini la fel de frumoase și pline de sensibilitate am găsit, ca și domnul Irimian, Vis în vis, unde sufletul zdrențuit se îndreaptă spre infinit ca să trăiască. Foarte frumos. Și în Fulgii de zăpadă, unde fulgi curioși, inocenți, se aștern fericiți în timp ce, citat, noi ne plângem toți că iarna nu mai trece. Poezia Noi am uitat mi-a adus aminte și mie de Eminescu și de romantism prin jocul gen valurile, vânturile la Eminescu, tu iubești și ești și tu iubit sau știu că ești iubit și tu iubești. Ca o concluzie aș spune că poezia mea este vălul, voalul sufletului ei. Are transparența care îl ajută pe cititor să ajungă până acolo unde sufletul ei vrea. Pentru unii poate este simplă, poate este stângace, ea este pe gustul meu, pentru că e susținută de sinceritate și oglindește un suflet tânăr, curat, limpede, cu aspirațiile lui. Probabil că poezia va cunoaște încifrare și aglomerare de metafore pe măsură ce ispitere vor tulbura izvorul din care sufletul se adapă. Felicitări pentru toate poeziile. Chiar dacă sunt emoții timpurii,
ele, eu m-am notat la, adică m-am uitat și la anul în care au fost scrise și marchează o evoluție, cu siguranță, de la anul 2003 și până în 2011. Eu aș vrea să vorbesc puțin despre tablourile pe care le-am văzut zilele trecute și nu numai. Și aș vrea să zic că pe acest copil l-am cunoscut încă de a se naște. I-am urmărit copilăria și mi-am dat seama, văzându-o, că are mult mai mult de spus decât se putea exprima prin cuvinte. O simțeam, băneam din copilărie că mai târziu ceva se va întâmpla cu ea. Dar, ca să revin la arta ei, ce pot să spun? Are vigoarea muntelui, de aici din garaj, și melancolia câmpiei. Din câmpia Crișului, din locurile unde s-a născut Mara și Mara cu noroc. Pentru că trebuie spus că acest copil, jumătate din sufletul acestui copil vine de acolo, din acele locuri. Și din aceste două combinații au ieșit niște picturi superbe. Sunt pline de viață. Bucură sufletul și le înțelege toată lumea. Ori adevărat, tată, eu cred că aici este. Să-ți înțeleagă toată lumea. Nu doar unii oameni. Pentru că mai auzi pe unul altul care cred că sunt artiști mari, consacrați, zice, eu nu pictez, eu nu fac pentru tot omul, ca să nu zic altfel, să ne exprim elegant. Eu fac pentru lume doctă, pentru lume bună. Eu zic că nu aici este adevărată artă. Adevărată artă este să-i dai, să-i dăruiești și celui care n-a citit decât o carte sau poate n-a citit niciuna, să-l bucuri și pe el, să-i arăți o pictură, să-i arăți o parte din sufletul tău. Și prima dată când a venit, m-a cucerit pur și simplu tabloul cu Șorbe de Liliac. Deci e un tablou care spune multe. Apoi cel cu florile de magnolie. Nu știu, poate are și mai multe lucruri, nu le înțeleg. Apoi sunt florile atârnate pe un zid, așa. Și amintește de copilărie ei, că bănesc că toate sunt legate de amintiri, dacă tot e vorba. Expoziția se numește Printre amintiri și flori, așa. Și ce pot să zic? Cred că va avea un destin luminos, un destin frumos va avea. Sigur, în viață sunt bucurii, sunt necazuri, dar întotdeauna după o parte de mai puțină bucurie, o să urmeze clipă de fericire. Și cred sincer că va reuși. Și va bate prin lucrările ei mulți pictori. Mă refer la bărbați, nu la femei. Și cred că nu va dezamăgi nici profesorii în ceea ce privește poezia, pentru că n-aia zicea la un moment dat, păi trebuie să aleagă ori iarbă, ori iarbă. Nu, eu zic că în moment de pauză, când lucrează la șevalet sau este obosită, s-apucă și scrie poezie și pe multe zile poate să iasă un volum. Mă bucur că ești printre noi, că ești în lumea noastră și ai grijă de tine, la invidia celor din jur, care astăzi te perie, pentru că întotdeauna valoarea naște invidia. Thank you.
spre sculptură, că așa spre sculptură, mai multe este mai greu. Bine, a fost, abia o glumă, nici n-au zis că n-ai, că le era vorba. Un lucru deosebit, ea în tot ceea ce face, comunică pur și simplu. Asta vrea să facă, nu vrea să fie nici mare poetă, nici mare și așa mai departe. Nici nu văd că are ceva program, deci acum pot să scriu poezie sau acum pictez. Dacă am, bine, în timpul pește care e liber ai, mă place un tablou, gata, mă apuc. Nu termină, bănuiesc că nu termină un tablou, până mai scrie ceva sau gândă ceva sau le facem. Altceva. Deci s-a dat arată, pentru că cei care au vorbit de înainte au fost mai coerenți. De exemplu, citesc poezia asta, Numai tu. E bine, în mintea mea, știm că ea și cântă, mi-apar, adică îmi sună pe undeva, bine, multe îmi sunt legat, o melodie de la foarte veche, Only You. Și dacă știi, cred că de-aia și cântă așa. Și atunci, nu poți să te concentrezi numai asupra poeziei. Deci, cred că e bine, dar și e imposibil să concentrezi numai spre ceva. Practic, tot ce vedem aici sunt copiii ei, nu se lasă pe lângă la vădă. Deci ea face ceea ce vrea, când vrea pictează, când și face, deci zic eu de la bine, de la bine în sus. Rămân cu părerile mele, mi-au plăcut poezile care mi-au luat semnalat, dar mie îmi place acele diagnostici, știi că dacă s-a întrecut ăla, ți-am marcat eu, că mi-a plăcut. Pe de altă parte, aici e, dacă te auzeam, mă, dar ăsta la difuzor, cum era pe vremuri, nu știai cine spune asta. Trebuie să-și arăți cumva ca să poți să-ți permiți să spui de diareea verbală și de constipația mentală. Pentru că dacă îi da cineva gen Jean-Paul Belmondo, da? Fără să știi că este mare de actor, domnule, ce mai spune și chestia asta, că pentru el e un preonasm. Așa însă, prin contrast, poezia este noastră. Deci, repet, știu că așa ar fi bine să te orientezi spre ceva și să ajungi mare, dar nu cred că acolo să fie de o fericire. Așa tot timpul, nu îmi reușește azi pictura, mă plâng într-o poezie sau pur și simplu. Mă bucur că și anul ăsta de noi și sper că și la anul să vină, pentru că așa e bine să avem o continuitate. Dintre foștii noștri prieteni mai mici, cum să zic așa, cred că e cea mai atașată de Oravița și de teatru. Felicitări! Mulțumesc! O văd pentru a doua oară, îmi este dragă, fiind și eu mamă, este un copil înzestrat peste poate, aș spune. Frumoasă, deșteaptă, plină de calități și doresc ca în viață, pe lângă calități, să-i dea Dumnezeu și noroc, care contează enorm. Și acum, pentru că, exact cum a spus două, mi s-au furat din poeziile care mi-au plăcut, țin să mai citesc eu două care nu mi-au plăcut în mod deosebit. Și încă o dată îi doresc să-și împlinească toate visele și să nu dezmintă truda mamei și dragostea care o poartă. Tăcut vei sta. De multe ori aș vrea să fii cu mine, chiar și să taci, să nu spui nimic. Chiar dacă îmi va fi mai rău sau bine, aș vrea acestea ție să le ții. Tu să mă asculți cu gândul în altă parte, dar să te văd, atât îmi e de ajuns. Să am impresia că nu ești departe, chiar dacă nu primesc niciun răspuns. Tăcut vei sta. Și nu voi ști vreodată de înțeles ori de mai auzit când gândul zboară la cealaltă fată, iar eu regret nespus că te-am iubit. Povestea unui vis. Prețios e timpul care trece fără noi, frumos ca două fantome am rămas suspendați în timp și pentru o clipă am fost unul și am simțit că facem parte dintr-un Dumnezeu acum complet. Și nimeni n-a trebuit să ni se închine. Nu am uitat nimic. Am visat deșertul și m-am trezit cu gust de nisip fiind și fierbinte, auriu și necăcios. M-am înecat în mare. Am adormit în brațele norilor. M-am aprins de la soare și am ars încet, încet. Până când cenușa mi-a fost purtată de vânt în deșert, în deșertul din visul meu. M-am înecat cu imaginea mea oglindită în apa mării. Acolo mi-am văzut chipul înconjurat de nori
ce am dormit somnul îngerilor. Norii s-au risipit încet, dar să nu cad, soarele m-a prins cu razele lui și m-a mistuit cu degetele de foc. Atunci a chemat vântul să mă aline durerea, am simțit nimicul. Am fost purtată peste ținuturi necunoscute. Am zărit orizontul auriu și m-am trezit cu gust de nisip fin și fierbinte. Și ultima, și îmi cer scuze că m-am lovit atât, ultima șansă și ultima poezie din cărticică. Atunci când am crezut că totul în mine a murit și s-a risipit, ceva s-a izbit de poarta sufletului meu. Cine ar putea fi când au plecat cu toții? Am mers încet și am privit pe vizor. Era să mor. Spre surprinderea mea, afară era o ființă mică, zâmbăreață și plină de viață. Am deschis încet și am întrebat: cine sunteți și de ce înclinați balanța? Ea mi-a răspuns zâmbind ușor: pentru că eu sunt speranță. Încă o dată îi doresc mult noroc și o admir. Am spus pentru toate calitățile și talentul. Din nou, n-am să vă plictisesc, la fel ca și anul trecut, voi fi scurtă și concisă. Despre expoziția Printre amintiri și flori, vreau să vă spun că reprezintă o parte din trecut și o parte din prezent exact, cum au spus și Dorina de Teme. Având o legătură foarte strânsă cu volumul de poezie Moțiculturii. Câteva dintre lucrările de aici s-au regăsit și în expoziția de anul trecut, ele marcând încă de pe atunci, cred eu, un nou nivel din punct de vedere artistic și sper să nu mă opresc aici. Pe ele le-am găsit potrivite printre picturile recente și cred că dau destul de bine. Aș vrea să vă citesc o poezie pe care am scris-o în timp ce pictam, așa că mai pățesc să-mi vină idei atunci când pictez și atunci repede iau caietul și notez. Se numește poezia exact Printre amintiri și flori și sună cam așa. Ți-amintești de drumul care, încărcat cu praf de nori, te purta peste hotare printre amintiri și flori? Ți-amintești cum era vara, vremea marilor iubiri, așteptând să vină seara printre flori și amintiri? Ți-amintești de ziua noastră, ziua primilor fiori, când fugit am pe fereastră printre amintiri și flori? Ți-amintești de nebunia jocului la întâlniri, ne întreceam cu veselia printre flori și amintiri? Ți-amintești cum zicea mama, că e bine uneori să alergi și să dai iama printre amintiri și flori? Mulțumesc! Doresc să dedic această expoziție prietenului meu, Molnar Mihai, care mi-a fost alături și m-a susținut mereu în toate activitățile mele, care a crezut în mine atunci când eu n-am mai crezut și m-a încurajat să merg mai departe și să nu renunț să fac ce-mi place. Pentru asta îți mulțumesc! Despre carte, despre emoții timpurii, am făcut mai devreme legătura între expoziție și carte. Această carte reunește toate emoțiile pe care le-am încercat de-a lungul adolescenței până în prezent și marchează un punct de trecere spre maturitate, cred eu. Exact cum această expoziție reprezintă trecerea spre maturitatea artistică. Totuși, recitind aceste poezii scrise cu minte de copil, care descoperă lumea, care descoperă primii fiori ai iubirii sau prima decepție, nu pot să nu resimt acele sentimente și nici nu aș dori să le uit niciodată. Aceste poezii sunt cele mai reale legături cu trecutul, unde fiecare emoție era trăită
cu atâta intensitate că uneori aveam impresia că se sfârșește lumea. Și mama știe că de multe ori era lângă mine când stăteam și plângeam și nu mai trecea tristețea. Sunt convinsă că fiecare a simțit în anii adolescenței asemănător, dacă nu la fel. Acest volum se adresează tuturor. Mi-ar plăcea ca aceste versuri să vă reamintească de acele vremuri și să retrăiți acele sentimente pure. Pentru cei adulți vreau să fie o expediție în trecut, iar pentru cei tineri, poate un mod de exprimare în cuvinte a vârtejurilor de sentimente. Să vă spun un pic despre mine. În adolescență a fost un copil destul de trist, neîmplinit și plin de frustrări sau remușcări, simțindu-mă de multe ori neajutorată sau neînțeleasă. Poate că asta nu e un lucru nou. Îi simțeam uneori cum timpul trece fără mine și eu nu puteam realiza mai nimic din ceea ce îmi doream să fac. Poate că nici n-am strigat destul de tare astfel încât să fie auzită. Dar alteori eram capabilă de o bucurie debordantă, contagioasă chiar. În general am scris copleșită fiind de sentimente de tristețe ori de teamă, de melancolie, de deznădejde, de decepție sau de dragoste necondiționată și neîmplinită. Atunci au fost momente grele. Acum realizez ce mult am învățat din fiecare experiență și cât de mult au contribuit toate emoțiile și sentimentele acelea la formarea omului care sunt astăzi. Această carte este un îndemn pentru fiecare de a-și aminti cum era, felul în care simțea atunci. Pentru că acelea sunt vremurile cu sentimentele cele mai pure, cele mai sincere, emoțiile cele mai puternice și amintirile cele mai valoroase și care nu trebuie date uitării. Îi dedic acest volum mamei mele, care mi este și cea mai bună prietenă, deoarece mi-a fost alături în momentele dificile și mi-a oferit cele mai bune sfaturi în orice situație, și atunci, dar și acum. Mulțumesc frumos că sunteți aici, că ați venit și sunteți alături de mine. Mulțumesc! Nu, 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 nu